vorbim, ia să vedem om. Dinspre apaza apartamentelor, te rog, scoate USP-ul legii! Fals! Am avut mai mare adereu și hești are aici. Și domnul Ime ce are de spus am în acest? Am mai multe chinuri și eu și X-ul ca tine. Că nu cred că a fost vreodată vreo finală așa. Absolut. Niciodată, adică 2-1 poate să mai fost în finală, dar niciodată așa... Pentru părinții tăi! Finată-mă la vlog! Bagă mare, Antonia! Și motorul ăsta ce frumos sună. Bun, gata, fără alte introducere, salutare toată lumea și bine am găsit la vlogul cu numărul 3, dacă nu mă înșel, de pe canalul ăsta din 2017 încoace. Am mai făcut un vlog la IDM, la LAN și am mai făcut un vlog cel cu rutina de dimineață. Stai aici în drum către aeroportul Cluj-Napoca, în momentul de față ne îndreptăm către finalele JLF. N-am putut să fiu prezent încă de începutul play-off-urilor, să spunem așa, pentru că nu puteam să stau o săptămână în București, mai avem cam o lună până ne mutăm și eu și Antonia. Și apropo, aici este șoferul meu alături de mine, care mă conduce până la aeroport, șofer personal tot acum. Vreau să vă arăt ce am pregătit anti-covid pentru aeroport, tutorial by Werty. Bun, înainte de chestia asta vreau să vă arăt mare AMG ce avem în față. Antonia, dacă poți să-l prinzi din urmă, să-l filmăm puțin. E modelul ăla nou de gele AMG. Așa, bun, și până una alta. Desigur, începem așa mai low, așa, cu chestiile normale. Avem mască check, avem mănuși check, avem, cum să spun, șapcă de pescar de la Meli Melo, pe care a luat Antonia. Tipa aia a spus că inițial e ceva pentru... ce era, Antonia? Festival. Pentru festival, că asta e fosforescentă. Și apoi era la barber, m-am uitat... pe site, i-am spus, stai seara ce și-a luat Antonia și încolo pe site chiar spune că este șapcă cu paravan anti-covid, ceva de genul ăsta, chiar scrie pe site-ul de la ei. Bun, și mai avem, desigur, ochelari de Dorian Popacek, normal, acum nu o să le folosesc pe toate, o să văd eu ce combinații folosesc ca să arăt și normal, dar, percat AMG-ul, stați să vedem dacă îl prind acolo, nicio problemă, o să dau un pic de zoom, bagă mare Antonia. Și motorul ăsta ce frumos sună, un pic de frână, așa, ia. Nu, s-a dus. Hei, Jorge, bine am găsit la un nou vlog. Ciocănim către aeroport. Bun, lăsând gluma la o parte. Mai am... Ce studezi la aeroport? Bună ziua, am venit cu depanarea pentru avionul Boeing 737. Mă primiți? Da, o să ajungem cam în 10 minute. Oricum, drumurile prin Cluj, nu știu dacă știți, dar sunt foarte, foarte scurte în general. Vrei să te duci dintr-o parte a orașului în cealaltă. Dacă nu e ora 5, ceea ce este acum. Și de asta o luăm pe un drum pe centru. Tura Clujului singura care este celălalt de sunt în lucru și o să ia ceva. Și eu! Gata, am comandat Bolt-ul. Doamne, ce e aici în stânga, frate, nu știu. Așa, în fine, nu filmez prea mult, filmez prea mult, că nu știu ce se întâmplă. Stau oameni. Îmi prim notificare acum că vine. Am zis că mă întâlnesc cu el în rond. Hai să vedem acum unde îl găsim și ce facem. De fapt, aici. Asta e Skoda, uite ce bine arată. Cred că e nou Superb sau ceva de genul ăsta. Așa, deci o Toyota Corolla neagră.
trebuie să găsim. Să vedem dacă vine băiatul. Ah, ăsta e rondul. Mamă, dar ce au construit aici ăștia? Știam eu ceva de un rond, dar... Uitați-vă puțin. De ăsta e dita mai sensul, practic, cu pasaj. Și acolo nu știu ce e, un parking, cred că... Nu știu cum se lucrează la el, nu știu dacă vedeți acolo în stânga. Ia uite-l. Hai să mergem. Nu o să filmez înăuntru, că nu știu ce e cu domnul. Să trăiți? Bun loc, da? Da, da. Cum a fost zborul? Bine. Da? Da, a fost foarte ok. Pe unde vă duc, zice Waze-ul, pe acolo și luăm. În regulă, și acum un pic de fast forward către ziua cu numărul 2 asta, pentru că am ajuns la aeroport, m-am dat jos, eram în Uber și am ajuns acasă la părinții Antoniei, m-am mai stat puțin, mi-am făcut niște scheme legate de meciurile care au fost de la JLF din grupe, niște documentare și apoi m-am culcat. Bun, și acum din backstage-ul, bine, practic ăsta este studioul Nexus actualmente, de unde se transmite JLF-ul, de unde a fost și relul, foarte, foarte tare. Și s-a investit aici mega, mega mult. Adică uitați-vă puțin numai la camera asta. Uitați-vă câta hardughia este. Uitați-vă puțin. Băi, băiatule, adică ăsta e pumnul meu. Și asta e. Și am un pumn totuși mediu spre mare de mediu spre mare ca și mărime. E imensă camera asta. Și uitați-vă puțin la acest display. Absolut, absolut imens. O să vă arăt și setup-ul meu pe care l-am făcut aici. Deci practic am venit. Mai mult a fost desigur pe partea de software. Am venit la ora, stați să mă gândesc, la 11:10 am ajuns aici. Acum este ora 11, nu, e ora 1:20, la jumate dăm drumul la live. Și a trebuit să stau să pregătesc absolut tot aici pe partea de grafică. Cel mai bine, cel mai mult e nasol că știți, această interfață ia ceva să o faci. Partea de in-game comments, partea de OBS cu toate graficile de la Gaming Marathon. Cam asta ne-a grăbit un pic și aici erau șterile lui Imogen, by the way. Haide! Așa, bun, și acum băieții se conectează și imediat o să înceapă Tag plus EQ versus Nexus. Ah, și dacă era camera aia imensă, nu știu ce să spuneți de obiectivul ăsta. Asta e camera care stă pe mine. Cei care ați văzut stream-ul, ați văzut cât de bine se vede. Uitați-vă cât obiectiv. Uitați-vă cât obiectiv. Băi! Da, da! Da! Imogen! Mai interesul! Ce? Asta e sacoul meu privind cadou de la tata la 18 ani? Da? Ultimul lui cadou, înainte să... Sunt super dezamăgit. Bă, ăsta chiar e super. Nu băgați la poblor. Nu, dar vreau să fac prezentarea asta. La mici. A fost fotbotul. Ce era cu ce să filmați? Păi să filmăm niște story-uri cu chestia, așa de sigur să-mi filmăm cu telefonul, că se vede prost. Hadi. Filmez pentru vlog. Ia mă 11 Pro de aici. Filmează tu, Jaxi, vino cu aici. Vino cu aici să filmezi tu. Vino în memorie. Iată câte cu filmezi, iată câte pe aici pe tine de râs. Să nu cadă ceva. Deci să filmezi cum e. Bă, să nu cadă ceva dacă mergem așa. Bă, dar tu filmezi în 30 fps-uri, mă? Nu, stai că ia meu. 60, pune la default, iar by default. Mai e al tău ăsta? Da. Aia, nu mai focus rău. Acum, pe 15 lasă 12, dar nu Pro, am înțeles. 12 Pro o să fie mai încolo. Pentru părinții tăi! Invente-mă la vlog! Da. Nu trage, stai așa. În cadru evenim astăzi, după cum bine știți, astăzi este evenimentul. Mă filmez, vă? Da, mă, da, nu trebuie. Lasă-mă că tai aici. Astăzi este evenimentul. Opa. Gaming Marathon.
Ne vom vedea după orele 22 și 22. Ai două ceasuri? Da? Două ceasuri? Două la... Asta ce pula mea sunt? Asta... Radio cu radio... Radio cu castofă? Radio... Nu e radio cu castofă? Radio... Radio cu castofă? Radio cu castofă? Radio... Radio cu castofă? Asta sunt rame. Asta sunt rame? Și două rame. Și două bambaruri, da. O să iasă bambaruri. Băi, filmează așa în cadru. Tu dă-te mai așa online offline. Eu vin cu scara aia, bamba. Cu scara? Da. Cum îi tieni în stânga? Eu știu. Eu îți bambaruri. Vreau să nu mă văd când vin. Păi ia să te pun așa. Se vede televizorul tot și în dreapta la... Vezi să se vadă pe mijloc, să se vadă pe mijloc ăsta. Să se vadă pe mijloc ăsta. Ce? Birou. Așa de jos se vede bine sau mai de sus? Da, nu se vede bine de aici, ce? Poți să vezi pe acum și mă. Se vede un pic scaunul, da? Tu, unul, doi... Care scaunul? Să-mi scaunul abis, mă. Nu, ăla, gen, dar nu... Al meu? Da. Și ai unul, doi, trei acțiune, mâncați-o și pula. Zic. 3, 2, 1 și... Acțiune, mă, mâncați-o. Zic eu să fac. Marine, trage-i, zic eu. Florine, trage-i, zic eu, hai. 3, 2, 1, acțiune. Ce pula, mă? Dubla 2. Dubla 2. Vreau transpirat, stai puțin. Bă, nu poți să stai unul aici, că te-ți dau drumul la stream. Vino ca aici. Și uite, ține-ți telefonul, exact acolo. Și apeși la acțiune. Bună ziua, după cum bine știți, astăzi este Gaming Marathon. De la ora 10 ne vom vedea live cu Pala și în cadrul unui eveniment foarte, foarte, foarte tare și special. Și avem să vă dăm, Florina, trage aia, numeroase premii, doamnelor și domnilor. Două internet radio-uri, două ceasuri, două rame digitale și două soundboard-uri. Ne vedem după ora 10. Gata, mă, mers. Mamă, trebuia să-l trolați. Cred că e replay, nu se plimba pe acolo, pe folder. Da, și pe mâine mai merge și trage vreo două plăți cu pistol. Ok. Ia, Jax, i-am dat. Mai? Da, hai, tai-o. Mai băi în palmul? Cum se taie, după shift-alt? Nu, cu alt. La alt? Da. Nu știu dacă... Ia, mai dau, mai dau. Nu crezi că ai instrument? Pula sus ca să vină și peste pula, aia zic. Așa, perfect. Hai, nu prea să mai mă zic la ea. Dar, nu, training emergency și da, să iei cyber, nu? Da. Mi-e vrea și training. Da, mă, mai zice mic, ok. Deci, ok. Bine, dracu, mamă. Mamă, eram, v-a zis să nu se rupă pompa la bariera aia, că m-a rupă în aia. Da, mă, e tot bine, dar nu puțin spus ar încată în aia. Te aruncă toți, e nu vină la bariera aia. Da, mă. Ca să auzea, nu prea să auzea totul. Ia zi, mă, după stai când te auzea. Oh, nu. Grijă, bă. Am pus picior. Ori te dai puțin mai în față și te fixezi și nu te mai miști de acolo. O să scape această rundă sau mai reușiște un frag al treilea, însă sunt doar exit fragurile în acest moment, pentru că runda este deja în favoarea celor de la Pușcaș și de Zix acolo reușește fragul pe Rene. Sau unde salvează armura și avem 1-0 pentru Pușcaș și ce bine au rotit cei doi jucători. Cred că au fost acolo de Zix și Palaș care au făcut rotațiile în topuit după ce s-a plantat necontestat pe site-ul ăla. Range l-a prins pe Rene și iată că îi vede și pe celelalți jucători la Game Agents care se luptă cu el dinspre a paza apartamentelor. Tero scoate USP-ul, Range e acolo cu double-ul, chiar triple-ul aproape. Și se și întâmplă, Marco prindu-l în cele din urmă, regale și cu Marc, nu știu câte vor putea face împreună în rest și rămâne ultimul Marc la datorie. Da, au nevoie să recupereze cele în patru și vedem că asta face de Zix acolo, avansează și este perfect play-ul lui, întrucât avea aici un M4, chiar și un defuse kit recuperat de Zix, rundă destul de ușoară pentru Cidra Pușca și-a pierdut un singur MP9, am putea spune, întrucât de Zix a recuperat M4-ul lui NG și avem scorul de 10-7, se echilibrează această hartă după cea de-a doua rundă de pistoale câștigate de cei de la Pușca și însă vine și full buy-ul celor de la Game Agents. Nu au foarte multe utilități, însă Sound este foarte agresiv și este prins de către NG cu M4. Se cad totuși NG 23 HP, acel nei pică chiar în capul lui Rene, 47 HP pentru el. Face picul cu Ox cu ajutorul flash-ului. Așa, s-a încheiat acum numește Boltul, s-a încheiat și ziua cu numărul 1 de GLF. N-am apucat să filmez foarte mult pentru că a fost și streamul de la Gaming Marathon, m-am arătat acolo setup-ul.
clip a fost nebunie cu pauze de maxim și uite, mai filmat e așa între mape și așa mai departe. S-au calificat în marea finală Nexus, ceea ce cred că era de așteptat și pardon, în duelul de la între cei de la Game Agents și Pușcașii au ieșit cei de la Pușcași. Așteptăm aici, suntem la Nexus afară și pe bulevard. S-a făcut deja seară, e, nu mai am ceasul la mână. E ora, să vedem, 22:48, așa de repede, de târziu s-a terminat. Eu practic am venit, știți bine, aici la ora 11. Am venit la ora, așa, la ora 11 am ajuns, 11:10 și de atunci full, direct. A fost meciul Tech versus Nexus, mulțumesc celor de la Nexus, celor de la Tech, plus EQ și a fost și un meci și apoi am mai așteptat puțină nebunie cu pregătirile pentru Jules Fou și au fost meciurile așa la foc continuu, cu pauze scurte. Mâine așteptăm să avem și un meci în care o să joace mai mulți jucători din România, s-a votat acolo pe site-ul julefou.ro, să fie interesant. Voi comenta doar cu Pop și apoi facem iară trio casting. Sincer, mi-a plăcut experiența de trio casting, așa să întreb, să spun. Și atât timp cât și a fost sinergie între noi, care a fost foarte o reușită mare pentru un prim, stați așa că ăsta cred că e ăsta al meu. Stați așa, vă salut, să-mi bușe masca. O seara. Ok, n-am apucat să filmez prea mult astăzi din nou, nici un intro absolut nimic. Sărim direct la această hartă cu numărul, cu numărul 5 între cele două echipe, Nexus versus Game Agents, oricum Game Agents cu o prestație extraordinară. O să iau imediat din momentul în care vine Jaxi și aici ca să vorbim despre ce părere are și despre meci, o să vină și Pop de asemenea. Am vrut să vă arăt aici, avem așa, acest trofeu e printat 3D, dar vă spun sincer că e absolut genial să vă fac așa un close-up puțin. Foarte tare designul, excepțional arată, foarte, foarte tare. Na, și în momentul de față, aici este studioul, vi l-am mai arătat oricum, foarte, foarte șmecher făcut. Îmi place și aici să vă arăt de ce era atât de cald, deci uitați-vă puțin la sursele acestea de lumină câte sunt. Un moment, deși aici, sincer să vă spun, în poziția în care stăteam eu, parcă nu-mi plăcea cum bătea lumina. Așa, și aici una adițională și toate sursele astea de lumină bat către tine. Mai ai 4 TV-uri, mai ai și monitoarele, astea una și două, scuzați dacă v-am amețit. Și LED-urile aici din spate și gândiți-vă că toate astea aici într-un spațiu, nu să zic relativ mic, că este ok, dar cu cât e spațiu așa mai mic, se... E cald la naibă, omule. Hai să găsim pe Jaxi și tot zicea pe lumea pe live că de ce spui Jaxi și asta a rămas așa cu ideea. Nu știu mult pe Jaxi de când era jucam la Nexpris cu Xaj și pe atunci era Jax și toată lumea spunea Jax, adică cel puțin asta ar fi pronunția în limba engleză și eu cum pronunț în limba engleză la absolut toți jucătorii ai și Jax și toți așa. Surprinși. Stați să vedem pe cine avem aici. Oh, chiar pe dumneavoastră vă găseam, vă căutam. Acum că bănuiesc că o să ziceam că, na, nu știu, JLF vlog sau ceva de genul acesta și fix cu ori domnul organizator și comentator n-am apucat să discutăm. Nu știu, ca să nu se simt așa cu un interviu, cum, nu știu, cum ți se pare până acum? Până acum mi se pare ireal, m-am uitat acum, am avut un pic de... nu știu, acum mai sunt 5.000 de oameni, erau la un dat 1.700 de oameni și știu că am avut la rel 12.000 de oameni, dar atunci a fost o pandemie, era lumea acasă, adică acum mă gândesc 1.700 de oameni într-o duminică în condițiile care mâine începe școala. Și o finală, că nu cred că a fost vreodată vreo finală așa, absolut niciodată, adică 2-1 poate să mai fost în finală, dar niciodată așa 2-2 și overtime-uri pe două hărți. Nu mă așteptam la așa finale și nu mă așteptam să fie atât de multă lume, dar... Să vedeți, speră să fie și pe ultima hartă. Asta e suportul bun, nu știu, poate, adică oricum asta de terminul de la turneu a avut prima dată când era cu ATA Skins 2000. Da, a început prima dată cu golul, am pus un gol, i-am cerut luam, i-am zis, dăm sala, pun un gol de 1000 de euro, să facem la, mi se părea 1000 de euro, erau mulți bani, am întrebat. Normal că trecut, da. Am sus 1000 de euro repede, am zis, hai să mărim la 1500, au donat oamenii, am sus 1500, după care am pus 2000 de la ATA Skins și acum am ajuns efectiv să putem, pe lângă banii din prize, să plătim și producția, pentru că primele două evenimente au fost făcute benevol, adică normal. Da, normal.
normal. Oricum, efort foarte mare din partea producției. Am filmat și acolo în spate și băieții se descurcă și coordonarea și absolut totul, sincer. Și toți aici, adică chiar se cunosc de mult. Da, cine e acolo da. Sunt niște băieți care se cunosc de peste un an de zile și știu să lucreze. Și având în vedere că noi am pierdut și un om esențial fix acum înainte de finală, lucrurile au fost ok. Adică în afară de 2-3 console care oricum alea se apasă din greșeală pentru că băieții au binduri acolo, observării, lucrurile au mers mult și sperăm să meargă în continuare și în ultima hartă. Am prezentat oricum și ăsta și studioul și mi se pare absolut genial cum de la un event la altul, de la o tematică la alta poți să adaptezi datorită RGB-ului și ăstea da, din spate. Da, poți să fii super flexibil și e marfă că lumina asta din tavan pe care l-au pus nu emite temperatura, nu sunt foarte puține grade, că altfel muream aici. Oricum e foarte cald, trebuie pus clar un aer condiționat în curând să vedem unde e amplasat, că nu e chiar așa. Nu prea e loc, da. Și da, unde să se scurgă totul. Aerul ăla de acolo să meargă, dar overall oricum a fost ciudat că a fost și cu maratonul, pentru că puteam avea și analiz, cum a fost la relacol, aveam televizorul de analiz, doar că nu a fost gata tot setup-ul și trebuia să facem niște mișcări și având că a fost ieri evenimentul, n-am mai reușit să facem și analiz, dar oricum am făcut analiză noi și mid-round și late-round și nu cred că s-a simțit atât de tare. Absolut deloc, a fost foarte, foarte ok. Și mai ales, sincer, cred că, cum ai spus și tu, că am făcut primul trio casting din România. Da, e mai ușor, mie mi se pare mai ușor de comentat așa, pentru că la un moment dat, dacă intri într-un meci cu un best of 3 cu doi comentatori, la un moment dat devine foarte, foarte obositor. Acum așa, în trei oameni, mai respiri un pic mai. Mai respir, da, așa este. Și asta e. La fix casă! Devin. Eu nu am restaurat mâncați ești plată, după la Nexus. Ai venit cu Cuscar, mă? Eu nu am restaurat mâna, auzi, mâncam, uitam. Bă, știi care e concluzia cu orice s-a întâmplat după Bem? Dă fericire sau dă supărare. Bă, nu, zic, ești beat oricum. Că-s beat oricum, mai lasă-mă și nu vezi ce final ai văzut. Păi, dar mă, trebuie să te poiești. Foarte bine, mă! Portugheză, hai, dă-i, dă-i, dă-i! Eu sunt Werti, ia să vedem, foarte bine! Da. Am intrat pe partea dreaptă, am frumos pe scara, am intrat de acest jucător foarte formidabil. Foarte bine, îmi trage cu pulon, foarte bine! Și acum Jax. Da, acest jucător este tot, am venit în Veneția, acum am venit cu barca pe Veneția, pe acel lac, a dat cu trecodora, dar este foarte bine. Și Pop, altul Pop. Bă, nu. Ce joacă? Era mare. Ultima spesă, domnici. Este pauză, scorul de la 1, de 1 la 1 și suntem în pauză de masă aici cu o salată. Băieții sunt acolo, este, nu știu, prea vedem, mi-am zis că o să fie 3 la 1 pentru, o să fie 3 la 1 pentru, salut, a făcut cu mâna, nu l-am prins în cadru, ai făcut cu mâna, nu te-am prins în cadru încă o dată, mulțumesc. Nu-i destul de wide obiectiv, bine obiectiv la cameră, e mirrorless. M-am luat un 6300, dar nu 6400, dar am filmat un singur vlog pe el. Ah. No, oricum, obiectivul e bombă. Da. De la, nu, de la el, ce are, da. De la stock 6400, da. Nu, tu ai stock? Ala de acasă, de la stream, da. Nu să filmez, că ăla e obiectiv static. Dinamic work, se vede, nu, e obiectiv. Da, se vede foarte bine că blurează pe fundalare, nu știu ce, mi-a explicat mie cineva cu Sigma, cu Dalea, cu 3.5, nu știu ce. L-am pus pe Lidl, setează mic, l-am pus pe auto, să fie ok și pe auto, mi-l-a setat el un pic, să fie mai mult blur. Da, și ok. E mișto, da, se vede mișto. Da. Și nici am nevoie de foarte mult lumină, asta mă ajută pe mine. Cât mai avem? Cât mai avem? Am mai băgat 5 minute. Să rămână! Adică eu efectiv nu mai puteam să stau cu lumina, mă dura capul teribil de aia. Am așa frumos, niște chicken tenders. Niște avocado. Ce îmi place să mănânc aici? Ce zici, Pop? Îl știi pe ce o să... Ceau? Ai seama, cum să nu-l știi, e bun. Cel mai autentic om, mă jur, ieri și Marius Sălăgeanu, dacă cred că îl știi și pe ăla. Nu știi? Ce face? Da, tot mănâncă, ce să mănânce? Tot mănâncă, nu știu, nu știu, doar că îmi place să mănânc. Cum ziceam? Salut! Îmi place să mănânc aici. Ok, și atunci în încheierea acestui vlog, domnul capitan, vă rugăm, așa, să vedem așa, aici ceea ce este, asta e crema. Așa, să punem crem așa de la crem. The Firestarter. 55 ADR, MVP, da? Fals, am avut mai mare ADR și Hesh are aici. Și domnul Ime ce are de spus am în acest? Am mai multe kill-uri și eu și X-ul ca tine. Și tu ești MVP. Da, dar am scos runde importante. Hai că da. Hai că da. Hai că da. Am mâncat rândul, mai am mâncat de pe hartă.
Nu vorbim de sări chestia asta. Ai alunecat. Hm? A alunecat și-a văzut pe verte. Eu ăsta m-am alunecat. Nu e adevărat. 100% unirei la busta. Bun, sunt din nou aici de data asta pentru ziua cu numărul 2 și s-a încheiat și jluful, nu știu cum îmi stă freza, asta este preoștită desigur după toată căldura pe care am îndurat-o acolo în studio, de la, mai ales de la televizoare și așa mai departe. V-am arătat absolut care sunt sursele de lumină, oricum nu poți să ai un studio atât de frumos fără aceste, să zicem, sacrificii. În momentul de față, nu știu cât de bine, așa, nu știu cât de bine se vede, așteptăm aici să vină Boltul nostru, care se pare că este Dumitru, cu un Suzuki SX4. Da, a fost o experiență foarte, foarte tare. Mi-a plăcut ideea de trio casting pe care am făcut-o. Am mai stat un pic aici la povești după ce s-a terminat. A avut interviul cu Bi și cu Irina acolo de final. Vă spun sincer de pe acum că n-am apucat să filmez cât aș fi vrut. Și pentru că totul a fost, totuși au fost două zile, dar au fost două zile pline. Am avut gaming maratonul, pauzele de la JLF erau destul de scurte și atunci nu puteai să stai să filmezi. M-am gândit după ce s-a terminat finala că era o idee să-i dau cuiva camera să se ducă să-i filmeze pe cei de la Nexus cum joacă, pentru că erau acolo la sală până la urmă. Dar și în pauzei mei mergeau sus și eu nu apucam să mă duc să iau camera ca să filmez și să vorbim cu ei. Oricum, a fost o experiență foarte tare și abia aștept să ne mutăm la București ca să avem, cum să zic, am posibilitatea să nu mai ratez absolut niciun eveniment, pentru că relul l-am pierdut în totalitate. De asemenea, să mă gândesc ce KFC Arena l-am pierdut parțial. Am fost prezent la o etapă din câte 5 erau și apoi i-am mai comentat finala. Deci nu mai vreau să pierd astfel de evenimente și acum m-am deplasat până la București ca să ajut aici la comentarea finalelor de la JLF. Mi-a plăcut foarte mult și mulțumesc tare mult lui Jaxi pentru invitație. Uite aici ce mai este în jur. Mai trebuie să dea colțul aici Boltul și o să ajungă imediat. Oricum, by the way, cred că mi-am luat un pic de țeapă când am venit de la aeroport prima dată. Am luat primul Bolt, cum am dat prima căutare, Bolt mi-a păsat, că mai este și Uber și așa mai departe, și am mers cu 90 de lei cu Select. Mi-a venit tot Toyota Corolla, adică nu știu care, ce e Select în toată treaba asta, dar m-am grăbit destul de tare, am vrut să ajung, pentru că eram obosit deja. Să vedem acum cum o să fie. Ah, mersi, te pup, te salut, ceau. Asta e băiatul care a fost aici fotograf și a filmat. E drăguț din partea lui că m-a întrebat, dar na, ne vine Uber acum. Cred că trebuie să ne și urcăm, că dă colțul băiatul. By the way, dacă te uiți la acest vlog, chiar apreciezi din suflet oferta. Salutare! Bă!